Ce au în comun toți oamenii de succes? Cerasela Rogen Life Coach îți face imediat o listă de 5 lucruri pe care oamenii pe care îi admir le fac în fiecare zi. 5 obiceiuri ale oamenilor de succes. 1. Oamenii de succes citesc foarte mult, se documentează și evoluează permanent, nu stau cu ochii în televizor și în telefon permanent. 2. Oamenii de succes, în general, se înconjoară de oameni care au și mai mult succes decât ei, pentru că dacă ești cel mai deștept în cameră, cum s-ar zice în mod metaforic, ești în camera greșită, deci întotdeauna trebuie să te înconjori de oameni care știu și mai mult decât tine. Nu te complexa, fii sigur pe tine și ei te vor ajuta, te vor trage în sus, automat îți vor da idei de business pentru că ei asta fac. Dacă te înconjori de oameni care știu mai puțin decât tine, fac mult mai puțin decât tine, nu vei deveni un om de succes. 3. Întotdeauna când îți dorești ceva și ai un vis, vocea sufletului tău și convingerea ta în acel vis trebuie întotdeauna să fie mai puternică decât ce se așteaptă ceilalți de la tine și de cele mai multe ori noi așteptăm să ne susțină ceilalți pentru a ne îndeplini visul. Greșit! Trebuie să ne susținem noi, să credem în intuiția noastră, în vocea sufletului nostru și nu în vocea celorlalți. Apoi, fiecare om de succes acționează rapid, nu stă să gândească, să facă calcule. Și ultima, dar nu ultima, pentru că este foarte importantă, este un om de succes nu caută siguranță niciodată, întotdeauna va risca, iar noi ne vom uita la el, vai ce norocare. Nu există noroc, dragii mei, ci există să înveți să riști, să stai în nesiguranță. Singura siguranță a omului de succes este să stea în zona de